Fiecare dosar al salariaților TESA din cadrul companiei va fi analizat în următoarea perioadă de conducere a CEO. La începutul anului viitor, administrația va trece în producție aproximativ 600 de angajați din structurile companiei și sucursalelor. Managerul companiei este revoltat de numărul mare de economiști și spune că în nicio societate nu se regăsește această organigramă. O parte din angajați au cerut trecerea pe meseria deținută anterior, acolo unde stabilitatea locului de muncă este mai mare și mai sigură. Deci din TESA, planul nostru este undeva între 570 și 600 să-i mutăm în zona productivă. Încă un lucru. Vom analiza om cu om, chiar dacă asta va dura 2 luni de zile, analiza asta. Intenția noastră este să mutăm cât mai multă lume în zona direct productivă. Vă pot spune, de exemplu, că mi-au venit în jur de 20 de cereri de economiști care deja au făcut cerere să treacă la Prama MC, la laboratorul chimic. Acest proces de restructurare va asigura o fluidizare și centralizare a actului de conducere, cu atât mai mult cu cât se vorbește de o singură societate și un singur management. Avantajul nu va fi decât că vom fluidiza actul de conducere și vom centraliza actul de conducere. De ce trebuie să ai în fiecare sucursală activitate comercială, activitate resurse umane? Avem o singură firmă, un singur management, nu 5 feluri de management, nu 5 feluri de achiziții, nu 5 feluri de coordonare. Conducerea companiei susține că nu vor exista disponibilizări în cadrul acestui proces de restructurare al angajaților TESA, dar pot apărea probleme cu cei care nu vor accepta trecerea la postul care li se oferă.